Dimineața, s-a trezit dulceața, este prima zi în vacanță, am făcut aici niște șnițele, ia uitați ce bine arată. Am pus aici niște cartofi la prăjit, merge cam aiurea plita asta că e pe inducție. Și aici am pus să fac o mâncărică de legume, am pus cartofi, am pus puțină carne, am aici, uite, fasole, am baby carrot, mazăre, ceapă, anghinare, ce-am găsit pe aici prin Barcelona și fac așa o mâncărică, pentru că îmi place în vacanță să-mi gătesc și eu acasă ca să fie treaba, ca să fie bine, ca să nu fie rău. Simplu, rapid, șnițele, uitați ce bine au ieșit, bombă, sunt crocante, gata prima porție de cartofi, mai punem niște cartofi repede la prăjit, ca să fie treaba, ca să fie bine, ca să nu fie rău. Așa. Mai las puțin să scadă apa și adaug și bulionul aici peste mâncărica de legume. Punem și bulionul aici peste mâncărica de legume. Am pus bulionul și las acum ca să scadă apa și să intre bulionul în toate legumele astea, o să iasă mâncărica de legume bombă. Cu piept de pui, legume, sare, piper după gust, o mâncărică delicioasă. Yummy. Și mai lăsăm și cartofii să se prăjească. Am cumpărat și pâine, ia uitați, o baghetă, de aici de la brutărie, era caldă și vreau să o și gust să văd, ia. Delicios, bombă. Am cumpărat castane și vreau să le fac la cuptor, le pun în vas, pac, și o să adaug puțină apă. Te las puțin la înmuiat și după aceea o să le bag la cuptor. O să iasă senzațional. E poftă de mort.